Da? Da, salut. M-a întrebat cum e a doua oară la Petra Neamț, fix ca prima oară, numai că e a doua oară. Nu, e glumă. Sigur că e altfel, pentru că în primul rând noi am venit cu o altă poveste. Data trecută am fost cu surorile Osoianu, data asta am fost cu Gus. Am fost cu povestea Brăduțului, unde asta face parte din albumul nou, apropo, a Lupilor, care o să iasă în toamna aceasta. O poveste, spun așa, de pe lunca Plutului. Acolo sunt multe chestii cu pădurea domnească. Să fii mai clar, așteptați albumul și îl ascultați sau veniți la noi la concerte și ne priviți. Pentru corect. Că asta e cel mai important. Nici când te uiți pe telefon, dacă ți-o filma colegul, nu-i vibe-ul ăla care trebuie să... Corect, corect. Sau starea, să fiu corect. Da, da, lupii trebuie să-i ascult live, cum bunica spunea povestea aia și ce le ai urechile, fie fix aceeași stare. Credem noi, că și lumea spune, că uite, ne uităm pe YouTube. La 100% sigur că e așa, că la mine toți ai mei spun asta. Băi, da. Eu te ascult acasă, dar la concert eu spun... E altceva. Și noi ne transformăm. Acum suntem și așa. Și mie îmi place să mă uit la mine la concert. Și v-a plăcut să vă reîntoarceți? Da, e un public superb. Bine, noi mereu ținem la haita noastră, să spunem așa, și eu sunt sigur că încet, încet, în Teatrul Neamț, deja facem o haită mare și în decembrie o să venim cu un spectacol superb. Surpriză, asta e așa surpriză. Că ne întâlnim, în decembrie. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși. Sim. 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 Sim.
mai bine. Doctor și la potică și în loc.